Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Zilele comunei, aniversarea prilejului, mă rog, mai era murdasa la care sunt invitați diversi artiști scăpătați, cei mai mulți dintre ei, care numai din asta mai trăiesc, săracii, că nu reușesc să vândă altfel bilete nici cât să umple o sală de clasă. Și atunci artiștii se bucură, primarul dă bani și se bucură și poporul, vine poporul, primește circ și primarul e și el fericit că nu-l mai întreabă lumea unde e asfalt, unde e canalizarea, unde sunt toate astea. Mai nou se numesc festivalul, să știi. Hai să vezi că nu mai găsești atât de zilele orașului, cât da. Găsești festivalul ceva. Sărbătoarea prilejului. Da, frunzei de tei, știi? Iată, așa. Bun. Dacă aceste primării n-ar fi, de fapt, falite, toate, că din 3.000 de unități administrative teritoriale din România, 2.800 sunt falite. Deci, poate că n-ar fi așa o problemă. Dar dacă le taie guvernul ajutoarele, consiliile județene nu mai dau bani, atunci n-au cu ce-și plăti nici salariile mărite. Din primărie, la asta mă refer. Vai de capul lor. Dar bani de paranghelii sunt mereu de tocat. Și ce s-a gândit ministrul culturii, domnul Lucian Romașcanu, aparent îngrijorat de acest fenomen? Zice să le dea primăriile vouchere cetățenilor la începutul anului, ca să nu mai creadă aceștia că aceste bairamuri sunt cumva gratis. Ha? Deci, cum? Asta... asta... Citez. Iată declarația domnului Romașcanu din G4 Media. Ar trebui, spune domnul ministru, să facem acea lege a voucherelor culturale, astfel încât primăria să dea la începutul anului fiecărui contribuabil un carnet cu vouchere. Încât când mă duc la un spectacol în piața mare a orașului Sibiu, că despre asta vorbea nasul, era la Fiți, mă rog, să dau o bucățică din voucherul acela, să înțeleg că plătesc ceva. Pentru că tindem să asociem arta cu gratuitatea și dacă e ceva pe bani, nu ne ducem. Deci, încă o dată, cum? Practic, domnul Luca... Să nu mai există intrare liberă. Să fie pe voucher pe care e de la primărie. Deci da. Tu, dacă vrei să te duci la festivalul din parcul din fața primăriei, unde cântă cine cântă și te-ai dus tu acum o lună, da. Mai înainte de asta, dăm partea primăriei, primești în cutia poștală caietelul cu voucher. Carnețel. Carnețelul cu voucher. Cu da. Perforat așa, tic, 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 înțelegi? Da. Ca să înțelegi că nu e gratis, e pe vouchere. L-ai primit la cutia poștală, te duci la intrare și cum era pe vremuri la cantină, știi? Când primeai bonulețul de cantină, îți rupea ea, ce aveți? Prânz. Prânz câte persoane? Două. Tic, 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 îți rupea două vouchere, înțelegi? Așa și aici, să înțelegi când te duci la festival, la intrare bodyguard. Voucher aveți? Da. Hai să vă rupem voucherul. Nu e gratis, mă, mi-am dat seama. Altfel n-aș fi înțeles că e gratis. Acum nu mai e gratis. Deci nu reușesc să înțeleg care este. Este simbolică. Bun, deci oricum, să precizăm asta, să spunem asta, că dacă e... Domnul Romașcan zice, păi nu, că asociem marta cu gratuitatea. Îmi pare rău, nu este deloc, așa. Deloc nu e așa. Adică dacă este de calitate, se vând biletele în draci. Nu găsești, dacă vrei să-ți cumperi un bilet la teatru în București, trebuie să vânezi spectacolele cu luni înainte, să vând toate, toate. Concertele marilor artiști sunt mereu sold out, vând. Sala Palatului se vinde, da, oră da. De mai fac. Noi ne raportăm festival. La București, probabil că în mediul rural, oamenii care merg la zilele comunei și atât. Păi cine vine acolo, nu te supăra. Acolo n-au... cultura are un alt sens. Păi da, cred că dânsul acolo țintește. Și să dea vouchere care să nu fie gratuite, dar să înțeleagă oamenii se... că la zilele comunei, când vin să cânte niște artiști, da. Nu vin că îi trimite Moș Crăciun, ci că plătește primăria. Și cum, care e legătura cu voucherul care îi primi gratis? Asta nu înțeleg. E probabil... o fi trecut o sumă. Deci, în primul rând, că nu este asociată ideea de cultură cu gratuitatea în țara asta. Chiar e trist că ministrul culturii are această greșeală. Ce se întâmplă acolo nu este cultură, sunt niște șușanele, că despre asta vorbim. Este o diferență între șușanelele care sunt organizate pe bani publici într-o, de o primărie sau alta, unde primarul vrea să dea și el o mită electorală și nu știe cum, și atunci le dă circ, și un act cultural. Și domnul ministru al culturii ar putea să înțeleagă diferența asta, zic că te-ai aștepta. Da, și, bun, da, știi, dacă stai să te gândești, bine, ok, dar vi s-ar părea normal ca primăriile să intre în business-ul ăsta al organizării de spectacole? Păi sunt deja acolo. Nu, nu sunt în business, îmi pare rău. Nu sunt în business, sunt în business-ul spargerii de bani publici. Vrei să faci un business din asta? Poftim, investește, organizează, adu niște artiști mari, vinde bilete, fă profit din asta.
și dacă vrei, din profitul ăsta, asfaltează în comună. Îi fac profit, realegerea. Fac profit personal. Dar tu la ce te referi? Mă refeream la faptul că nu este rostul primăriilor să organizeze... Nu, al primarilor. Paranghelii, da. Bun, și o să-mi dați contraexemple. TIF, FITS, nu știu ce, care primesc sprijin din partea primăriilor. Din fondurile primăriei se primesc bani pentru asta. Da, da, alea sunt, dacă vrei să faci comparația, să zicem, cu industria auto. Acolo se fac Mercedes-uri. FITS, TIF, astea sunt niște super evenimente culturale care aduc notorietate, care aduc foarte mulți străini, care... Deci sunt chestiuni de foarte mare calitate. Adică nu poți să te apuci și zici, a, păi dacă se fac... Nu știu, dacă se fac Daci la Pitești, facem și noi aici la Văscăuți, facem și noi ceva, vehicul. Și iese o căruță. Și pentru asta am dat banii, suntem și noi în industria producerii de vehicule, știi? Nu, nu asta este treaba primăriei. Treaba primăriei, nu de asta alegi primarul să-ți organizeze spectacole pe bani publici, sau cel puțin așa cred eu. Și oricum, nu înțeleg, tot nu înțeleg, poate ne explică domnul Romașcanu, cum e cu voucherele astea pe care le dai gratis ca să înțeleagă lumea că nu e gratis. Acum să nu ne înțelegeți greșit că avem ceva cu localitățile mici sau nu. Chestiuni de genul ăsta, dar eu sunt convins că și la Văscăuți, că ai dat exemplu mai devreme, dacă s-ar organiza festivalul Enescu, ar fi oamenii buluca acolo, ar cumpăra bilete și ar și participa la spectacolele respective. Sunt orașe care au început să organizeze festivalul, dar o fac cu cap. Festivalul de la Bonțida, de exemplu, care aduce foarte mulți oameni. Da, da. Da, ok. Au mai fost încercări de genul ăsta, dar da, e o idee, e un plan. Nu faci o chestie random, chem pe unii de care n-am mai auzit nimeni de ani de zile și care numai din asta trăiesc. Și totul este o șușanea de prostă calitate, o mizerie, în care se sparg bani publici și lumea este fericită. Toată și ministrul culturii zice să se dea vouchere ca să înțeleagă lumea că nu mai e gratis. Dar vouchere nu tot gratis, da? Ui! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.